Peste 50 de noi cazuri de coronavirus depistate în Gorj în ultimele 24 de ore. Din păcate, 4 dintre persoanele internate pe ATI au pierdut lupta cu virusul SARS-CoV-2. De la ultima informare transmisă de directorul de Sănătate Publică Gorj, au fost înregistrate încă 4 decese. Este vorba de 2 femei și 2 bărbați cu vârste cuprinse între 61 și 83 de ani, toți pacienții decedați prezentând comorbidități. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate alte 54 noi cazuri de îmbolnăvire, situația prezentându-se astfel. Avem 36 de teste pozitive de la laboratorul din sistemul public și 18 teste pozitive de la laboratoarele din sistemul privat. În Gorj, ca și în țară, numărul de paturi la terapie intensivă este insuficient pentru cererea mare. La ora actuală, în județul Gorj, sunt 12 focare de coronavirus. La nivelul întregii țări, în ultimele 24 de ore, au fost 8.499 de cazuri noi de COVID-19, din 35.610 teste efectuate. Alți 172 de români au murit după ce s-au infectat cu coronavirus. La ATI sunt internați în prezent 1.226 de pacienți COVID.